exclusiv la cazul Constanța Vama Veche. Analiza evenimentelor de la Crevedia este în curs la nivelul departamentelor componente și competente din minister și în foarte scurt timp, în această săptămână, vor fi prezentate de șeful DSU concluziile acestei analize. În al doilea rând, declarația de astăzi nu va viza doar concluziile raportului Corpului de Control. Declarația de astăzi va avea mai multe puncte și va constitui baza politico-administrativă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru o acțiune de schimbare progresivă și cuprinzătoare la nivelul întregii poliții române, dar și la nivelul centralei Ministerului Afacerilor Interne. În al treilea rând, precizez faptul că personal am lăsat toată independența Corpului de Control în efectuarea controlului. Șeful Corpului de Control nu este numit de mine, nu l-am cunoscut până să ajung în minister și nu am comunicat cu dânsul direct sau indirect pe toată durata efectuării controlului până când a predat controlul. Raportul de control. De asemenea, precizez că voi prezenta exclusiv concluziile raportului de control după prezentarea faptică a evenimentelor, dar ulterior și considerațiile subsemnatului asupra acestora, fără a mai prezenta aspecte de ordin factual care sunt deja cunoscute, prezentate pe larg în mass media. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, precizez că niciuna din concluziile sau propunerile raportului, ori din considerațiile pe care le voi face și deciziile pe care le voi anunța, nu pot și nu vor înfrânge principiul prezumției de bună credință și principiul prezumției de nevinovăție. Principii conform căruia orice persoană este considerată nevinovată până la proba contrarie, stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Acestea fiind spuse, voi prezenta constatările faptice asupra evenimentului, așa cum le-a reținut raportul Corpului de Control. Așadar, la data de 18 august 2023, ora 21:40, numitul făptuitor, aflat la volanul unui autoturism, a fost oprit în trafic în municipiul Constanța de către un comisar șef de poliție, șeful serviciului rutier Constanța. Raportul Corpului de Control constată și susține că la acest moment au fost încălcate norme care stabilesc că trebuia aplicată sancțiunea contravențională pentru lipsa semnului distinctiv de începător a conducătorului auto, având în vedere că șoferul avea o vechime mai mică de un an de la dobândirea permisului. De asemenea, au fost încălcate prederi legale care dispuneau ridicarea plăcuțelor de înmatriculare ale autoturismului verificat. La data de 19 august 2023, la orele 0:40, s-a recepționat un apel SNUAU 112, apel în care se făceau mențiuni cu privire la modalitatea neobișnuită în care era condus autovehicul pe drumurile publice. Din două declarații menționate în raportul Corpului de Control, rezultând că mențiunile au fost legate de presupusă conducere sub influența băuturilor alcoolice, dar ulterior și presupus consum de droguri. Deci asta a semnalat cetățeanul care a apelat 112. Apelul a fost gestionat de către operatorul 112 Constanța, un agent șef de poliție, și de dispecerul poliției municipiului Mangalia, agent șef adjunct de poliție. La acest moment operativ, au fost încălcate proceduri de sistem care stabilesc activități ce se vor întreprinde de către personalul poliției pentru preluare, dispecerizare și intervenție la evenimente semnalate prin SNUA 112, precum și modalitatea de selecție și conduită a personalului cu atribuții în context, constând în faptul că după preluarea apelului de urgență nu au transmis datele suplimentare echipajelor din dispozitiv obținute de la apelant, nu au completat toate câmpurile fișei de caz 112
și nici datele necesare privind soluționarea evenimentului. Nu au raportat evenimentul conducerii. Mai departe, la data de 19 august, la orele 2:35, a fost depistat în trafic autodat în consemn un agent de poliție în timp ce se deplasa cu autospeciala, în care se mai aflau un plutonier, precum și patrula compusă dintr-un agent principal de poliție și un plutonier adjutant, în localitatea Vama Veche, a depistat autoturismul rubricat cu numărul de înmatriculare comunicat prin dispecerat. La acest moment procedural, conform raportului Corpului de Control, agentul de poliție a încălcat prevederi legale prin aceea că nu a ridicat plăcuțele de înmatriculare autoverificat. A încălcat prevederi legale întrucât cu ocazia depistării și opirii în trafic a vehiculului nu a pornit de îndată dispozitivul audio-video portabil de tip body-worn camera, acesta fiind pornit în momentul în care s-a efectuat testul de alcoolemie. De asemenea, prevederi privind o procedură de sistem, în sensul că în situația în care șoferul nu a putut fi supus, din orice motiv, testării preliminare a prezenței în organism a unor substanțe psihoactive, era obligat să-l conducă la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice. La ora 2:40, după oprirea în trafic, au fost fotografiate carte de identitate și numărul de înmatriculare, au fost transmise pe grupul de WhatsApp și au fost postate pe rezultatul interogării pe aceste grupuri. În urma activității polițienești descrise mai sus, un agent și un plutonier au efectuat și controlul autoturismului, ocazie cu care în portiera stângă față au fost găsite un pachet de țigări, în interiorul căreia se afla o țigară confecționată artizanal, parțial consumată, care conținea o materie vegetală de culoare brun-verzuie, cu miros înțepător, specific cannabisului, și un blister de bromazepam conținând 4 comprimate. La acest moment operativ au fost încălcate prevederi legale, pentru că nu au fost conduși la sediul biroului de poliție Vama Veche 2 Mai și însoțitorii pasageri ai făptuitorului accidentului, deși au fost legitimați. Această conducere la secție trebuia să fie făcută în vederea stabilirii situației de fapt referitoare la descoperirea unei țigarete confecționate artizanal, parțial consumată, care conținea o materie vegetală, așa cum am descris-o, plus blisterul cu cele 4 pastile de bromazepam. În jurul orei 3, agentul de poliție a solicitat ofițerului coordonator, subinspector de poliție, sprijin în vederea testării alcoolemiei șoferului. Rezultatul testării a fost negativ, dar în continuare activităților, ofițerul coordonator a solicitat dispecerului poliției municipiului Mangalia sprijin pentru testarea șoferului cu un aparat drug test, însă dispecerul a comunicat că nu are planificat polițist rutier din cadrul biroului rutier Mangalia, în gestiunea căruia se află un aparat drug test. La acest moment operativ, potrivit raportului Corpului de Control, agentul șef adjunct de poliție a încălcat o procedură de sistem, constând în aceea că nu a raportat conducerii poliției municipale detalii privind evenimentul semnalat și imposibilitatea testării conducătorului auto cu aparatul drug test. Nu a depus diligențe pentru solicitarea sprijinului formațiunilor de la IGP pentru testarea cu drug test. Comisarul de poliție, de asemenea, șeful poliției municipiului Mangalia, a încălcat prevederile unui ordin ministerial privind programul de lucru al polițiștilor, în sensul că nu a organizat program de lucru astfel încât să asigure continuitatea serviciului polițienesc. Revenim la situația de fapt. Activitățile procedurale s-au încheiat în jurul orelor 4:30. Făptuitorul a părăsit sediul poliției Vama Veche în registrul de evidență persoane conduse la sediul biroului poliției Vama Veche 2 Mai. A fost înregistrat, a fost consemnat faptul că a fost condus la ora 3 de către agentul respectiv la sediul subunității. La ora 5:21, la nivelul
este Constanța a fost recepționat prin ZNOW 112 apelul prin care s-a semnalat accidentul rutier. Apelul a fost transferat către centrul operațional al IPJ Constanța, concomitent cu ascultarea colectivă realizată de către dispecioratul Poliției Mangalia. La ora 5:25 sezarea a fost transmisă efectivelor de poliție aflate în serviciu, inclusiv serviciului rutier. La ora 5:30 operatorul 112 din cadrul inspectoratului de poliție a fost informat cu privire la depistarea în trafic a făptuitorului, iar la fața locului s-a deplasat o echipă operativă din cadrul serviciului rutier Constanța, care a efectuat cercetarea la fața locului, l-a testat pe conducătorul cu aparatul drug test, rezultatul fiind pozitiv la cocaină, amfetamină și metamfetamină. În continuare, polițiștii rutieri l-au condus pe conducătorul auto la Spitalul Municipal Mangalia în vederea recoltării de probe biologice de sânge și urină. În cauză a fost întocmit dosar penal, fiindu-i atribuit număr al parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă. Aceste aspecte, de fapt, sunt în linii mari cunoscute de opinia publică. Ca urmare a relatărilor din mass media, dar le-am reluat pentru că ele așa au fost însușite în cadrul raportului Corpului de Control, document oficial. În ceea ce privește concluziile raportului, cu privire la modul de intervenție al efectivelor de poliție la evenimentul analizat, s-a stabilit că acesta a fost caracterizat de o serie de încălcări succesive ale normelor incidente domeniului constatării și sancționării faptelor de natură contravențională, circumscrise siguranței rutiere, al constatării infracțiunilor și întocmirii actelor procedurale aferente, pe fondul pregătirii profesionale precare,